am controlat în mare parte jocul, am spus înainte de joc, dacă este echitabil așa și trebuie să jucăm așa, nu e nicio problemă. Argeșul nu joacă de 9 zile, noi jucăm al treilea meci în 6 zile. Deci este, mi se pare, foarte echitabil. Noi duminică am avut meci, miercuri meci, astăzi meci. Deci în 6 zile am avut 3 jocuri, iar Argeșul nu joacă de 9 zile. Dar asta este situația, va pe deasupra și cred că trebuie să discutăm puțin. Sunt de atâta timp în fotbal, nu am comentat foarte mult. La CFR am fost egalați dintr-un offside clar. Astăzi un penalti clar la 0-0. Păi a spart fața, a mutat nasul într-o parte după ce jucătorul meu lovește mingea. Nu dai penalti la 0-0. Bătaie de joc, adică sincer, e jenant. Pe deasupra, după ce că suntem, v-am spus, carne de tun, bătaie de joc, adică jucăm non-stop, hai să jucăm. Adversarii mai puțin, cu viitorul joc aveau 2 zile în fața mea de odihnă, Craiova joc, ei aveau 4 zile de odihnă în fața mea, e corect, e frumos așa, să jucăm fotbal. E normal să cedeze jucătorii. A mai venit și acel moment cu primul gol marcat de ei, un șut foarte frumos, un șut formidabil. Și cam asta a fost istoria jocului. Dar sincer, este jenant, adică dacă ai penalti la 0-0, dă frate penalti, poate nu marchez, dar dă-l. Dacă așa este, nu îi sparge fața și tu nu dai nimic. Adică, despre ce să mai vorbim? Ați simțit această diferență de prospețime de care vorbeați la zilele de pregătire? Repriza a doua, da. Final, sigur. Chiar dacă am controlat jocul, am spus, cei de la FC Argeș și-au ieșit doar pe contre, nu am avut o prospețime, nu am avut o luciditate pe care trebuia să o avem și pe care am avut-o în partidele anterioare, dar asta este situația. Ne-am conformat, jucăm, nu e nicio problemă. Echipă dificilă, Argeș, care pune accent în primul rând pe faza defensivă. V-am spus de ce. Dificilă de ce. Au alergat, s-au bătut, oamenii au stat în terenul lor și au ieșit pe contre. Erau mult mai bine fizic decât noi. Dacă noi în 6 zile jucăm al treilea joc și ei nu joacă de 9 zile, este normal că sunt mult mai bine fizic. Dar este jenant să nu dai penalti care este clar. Și așa ceva, despre ce mai vorbim după aceea? Vorbim de, domne, că sunt șanse egale, că plecăm. Când plecăm cu șanse egale? Când începe jocul? Când fluieră arbitru începutul jocului, atunci sunt șansele egale. În rest, nu. Ați pierdut și pe Budescu, eliminat direct. Va lipsi două meciuri, nu cel puțin, pentru că a fost roșu direct. Da, va lipsi și Budescu. Nu știu, n-am văzut, eram foarte departe. Ce s-a întâmplat? Cred că pentru injurii a fost eliminat. Bine, asta nu putem să știm. Așa, dacă ne luăm și pe mine, puteți să mă dați în judecată că v-am înjurat, nu? Așa, dacă ne luăm, hai că te-am înjurat. S-am văzut multe și am auzit multe la fotbal și nu s-au luat decizii de maniera asta. Adică le luăm cum vrem noi sau cum. Ați încercat să aveți o discuție cu arbitru, să întrebați? Nu, i-am salutat după meci, nu. Sau cu Budi să vorbiți? Nu, poate era prea nervos. Nici cu el să vorbesc, dar am să vorbesc, sigur. Cât de importantă va fi această absență? Pentru că în multe momente Astra apare nu neapărat dependentă, dar că e un om foarte important, nu, Budescu. El este în centrul tuturor mișcărilor ofensive. Clar că este un jucător foarte valoros. Cu siguranță ne va lipsi. Da, urmează două jocuri grele, importante, dificile, contra Timișoare la Timișoara joi, iar după aceea duminică la Iași. Sigur, probabil că vom juca fără el, dar asta este situația. Jucătorii care vor intra în teren trebuie să joace, să o facă cât mai bine. Cum vi s-a părut bosniacul astăzi la primul meci, Crpici? Păi a avut două șuturi foarte puternice, să spun, că a șutat destul de bine, dar pe direcția portarului și portarul a respins. Noi am primit, așa cum am spus, un gol dintr-un șut formidabil, iar golul 2 pe greșeli foarte mari. Situația din clasament, sunt convins că nu vă mulțumește. Nu reușiți să ieșiți din acea zonă. Nu mulțumește. Știam că este foarte greu. Din momentul când am venit la Astra, știam că este foarte greu, nu? Era pe ultimul loc echipa. Știu, este o situație grea din momentul când am venit, știam. Este prima înfrângere acasă pentru dumneavoastră când ați venit la Astra. Da, este prima înfrângere acasă. Asta este situația, am spus. Cum și până la urmă, cum a dus la această înfrângere. Cred că dacă ni se acorda acel penalti la 0-0 și marcam, puteam să mai marcăm fără nicio problemă.